Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru acest onorant premiu. Este un premiu foarte frumos pentru mine. Este ca o recunoaștere a muncii mele pe care am depus-o zeci de ani. Am făcut totul cu foarte multă pasiune, cu multe sacrificii și dacă ar fi să iau de la capăt, aș proceda la fel. Nu aș schimba absolut nimic, pentru că viața de fotbalist este cea mai frumoasă și tinerii de azi trebuie să înțeleagă că fără sacrificii n-ai cum să atingi marea performanță. Se alege o viață de fotbalist sau cumva e predestinată? Nu, eu spun că este predestinată, pentru că și în ziua de astăzi foarte mulți copii sunt aduși la fotbal. Unii poate nu mai au plăcerea respectivă, dar dacă ai talent și îți place de mic, atunci este clar că ți este predestinat. Restul depinde numai de tine. Cum începeau copiii fotbalul pe vremea dumneavoastră? Era mai ușor? Era mult mai ușor, pentru că atunci nu erau atâtea tentații. Vedeai la televizor meciurile, toate, în general, sportul românesc era pe niște cum foarte, foarte înalte, da. Pentru că, în general, sportul românesc, handbalul, volei, absolut tot, fotbalul, canotaj, gimnastic, erau toate la acolo, top, în vârf. Iar tu, ca și copil, vă dați seama că îți doreai ba să ajungi o Nadie Comăneci, ba să ajungi un Pațaichin, ba în fotbal să ajungi un Lucescu, un Dinu, un Dumitrache, un Oblemenco, luat Craiova, adică Sandu Boc, și îți doreai foarte mult acest lucru. Aveai mult mai multe posibilități de a te antrena. Nu trebuia să-ți plătești. Mergeai la club, totul era gratis. Erau acele parcuri. Jucam pe străzi, credeți-mi. Strada cu tare, cu strada cu tare mergeam în parc. Avantajat era acela căruia era mingea, că se supăra și lua mingea și pleca, noi trebuia să ne rugăm de el. Și atunci era o selecție incredibilă, doar să vezi copiii jucând în parcuri sau la școli generale. Licee erau întreceri între școli generale, între licee. Era o arie de selecție extraordinară. Astăzi, din păcate, a scăzut această arie de selecție, orele de sport. Nu prea se mai fac, de până la urmă, sportul este sănătatea unui popor. Le-am neglijat și probabil că de aici ar trebui să începem.